Misiunea specifică a Departamentului Școlii de Sabat a Bisericii Adventiste de ziua a șaptea este aceea de a distribui studii biblice potrivite pentru toate categoriile de vârstă, începând de la copii, adolescenți și majori. Școala de Sabat are cel puțin trei scopuri principale: studierea Scripturii, părtășie și activități misionare. Studiul Scripturii se face într-un mod sistematic, unde există un sistem de instruire pentru instructorii școlii de sabat. Aceștia adresând întrebări în cadrul școlilor de sabat, iar participanții, mici sau mari, oferind răspunsuri în urma studiului personal. Părtășia. Școala de sabat oferă momente de părtășie. Aceștia își pot exprima bucuriile sau încercările vieții. De asemenea, este un timp de dialog și de revedere. Nu suntem egoiști în a păstra doar pentru noi informațiile aflate din Sfânta Scriptură. Oferim transmisii live ale școlii de sabat, oferim cărți, dar și informații sau sfaturi practice în cursul săptămânii. De asemenea, pentru a stimula dărnicia, săptămânal se face o colectă a școlii de sabat pentru a ajuta diferite proiecte de binefacere și de dezvoltare din întreaga lume. Dacă sunteți interesați de programul școlii de sabat, vă invităm ca în fiecare zi de sabat să fiți alături de noi, începând cu ora 9:30. Domnul să fie cu noi cu toți. Amin. Cu această ocazie ne bucurăm să fim împreună pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a-L înțelege și pentru a-L traduce în viața de zi cu zi. Pentru acest lucru am cu mine împreună încă trei frați invitați. Este vorba despre fratele Croitorul Vasile, fratele Istrate Dorin și fratele Rarinca Cristi, care îi spun bun venit și dorim ca împreună să descoperim ceea ce Dumnezeu ne oferă în Scriptură. Încă studiem din cartea Evanghelistului Ioan, am ajuns la studiul numărul 10 și studiile noastre ne provoacă cu anumite afirmații și comportamente pe care le face Domnul Hristos, care au fost atât de profunde încât cei din vremea Lui nu le-au înțeles și astăzi noi ne trudim, studiem ca să le înțelegem. De aceea, cu această ocazie, aș vrea să vă întreb care sunt afirmațiile pe care le face Domnul Hristos, așa cum a spus, atât de profunde, pe care noi le înțelegem mai greu, datorită situației păcatului, datorită înțelegerii limitate pe care o avem în contextul păcatului. Studiul numărul 10. Ce spune Domnul Hristos despre El? Poftim, Dorian. În mod deosebit abordăm expresia calea, adevărul și viața. Deși sunt într-un context mai larg, ele sunt în cadrul afirmației pe care Mântuitorul o face despre sine însuși, ca El fiind sursa vieții, El fiind pâinea vieții, lumina lumii. Sunt mai multe afirmații. Dar de ce sunt atât de neacceptate de societate? A spus că sunt neacceptate de societate. Interesant cum ia Evanghelistul Ioan. La început am abordat câteva studii în care am văzut lucrările Mântuitorului care mărturiseau despre El că nu este din lumea aceasta, că este ceva din afară, este ceva divin. Am văzut mărturiile contemporanilor Mântuitorului, fie că erau samariteni, fie că erau ucenici, am văzut afirmațiile și împlinirea profețiilor biblice și acum, ca o încoronare a celor abordate și studiate până în prezent, avem însăși afirmația Mântuitorului. Eu sunt. Uh-huh. Și spune aici, eu sunt calea, adevărul și viața. Faptul că ați amintit eu sunt, ce însemna sau ce trebuia să înțeleagă evreul prin afirmația aceasta, eu sunt? De ce Domnul Iisus spune, înainte de a spune calea, adevărul, spune eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt poarta oilor. Eu sunt
De ce? Ce înseamnă afirmația aceasta? Ce trebuie să înțeleagă ei și ce trebuie să înțelegem și noi astăzi? Prin tot ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos și prin toate aceste afirmații, El nu a făcut altceva decât să facă referire la Cel ce L-a trimis, și anume la Dumnezeu. Uh-huh. Domnul Iisus Hristos este singurul care poate să facă afirmația aceasta: Eu sunt calea, adevărul și viața. Pentru că, așa după cum am studiat, El are viața prin sine însuși, El este Cel care îl prezintă înaintea oamenilor pe Dumnezeu și prin Domnul Iisus Hristos putem să-L descoperim pe Dumnezeu Tatăl. Da? Pentru că, așa după cum vom vedea și în textul de memorizat, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, da? Decât L-am putut vedea doar prin Fiul Său. Mulțumesc! Și aș mai completa, să revenim la întrebare. De ce a folosit expresia Eu sunt sau care era semnificația expresiei Eu sunt? Evreii la data aceea erau familiarizați cu numele Eu sunt, nume pe care Dumnezeu și l-a asumat în momentul când Moise a întrebat: mă trimis la popor și spui să-i scot. Și dacă mă va întreba cine te-a trimis la noi, ce le voi spune? Și Dumnezeu i-a spus lui Moise: cel ce se numește Eu sunt, acela te-a trimis. Deci este numele pe care Dumnezeu și l-a asumat. Și l-a asumat. Deci pentru prima dată în Scriptură, Eu sunt apare în contextul trimiterii lui Moise să scoată poporul evreu din Egipt. Și de aceea am spus că ce trebuia să însemne, ei trebuiau să înțeleagă. Când Domnul Hristos și-a rogat numele acesta, Eu sunt, și-a asumat, ei trebuiau să înțeleagă că El este Dumnezeu. Dacă mai e ceva de completat, Vasile, poftim. În momentul când Toma spune: cum putem să știm calea într-acolo unde te duci? Atunci Domnul Iisus Hristos spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Uh-huh. Deci pur și simplu Domnul Iisus Hristos n-a spus de dragul de a spune că El este, ca să îndrepte atenția către El însuși. Și era un răspuns la o neînțelegere a lui Toma. El este calea, adevărul și viața. Mă gândesc cât de important este pentru noi calea, să știm calea. Mă gândesc la aplicație. Dacă vreau să mă duc undeva, la Iași, la București, în primul rând trebuie să știu calea, ca drumul, pe unde merg. Nu pot să plec pe drum și merg și spre nord și spre sud și înainte și cu ei ajunge acolo. În primul rând trebuie să știu calea. Da? Și în momentul când știu calea, atunci pot să ajung și la destinație. Și în contextul nostru, foarte frumos Domnul Iisus Hristos spune: El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Mai mă gândesc la un aspect. Care este, ca să vedem ceea ce răspunde Domnul Hristos, care este cea mai mare nevoie a omului sau omenirii? Cea mai mare nevoie, care este? Dorin. Avem un text supracunoscut și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Deci cea mai mare nevoie a omenirii a noastră este să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Cunoscându-L pe Dumnezeu ne putem încrede în El, putem să venim la El și putem să fim ai Lui. De aceea expresia spune, sau definiția vieții veșnice este cunoașterea Lui Dumnezeu. Deci să înțeleg că în momentul când omul a căzut în păcat și a intervenit moartea, cea mai mare nevoie a omului a fost viața, să trăiască. Și el și-a dorit să trăiască. A vrut să trăiască. A fugit de moarte și nu-i place moartea, nu vrea să moară. Și caută fel și fel de căi, fel și fel de superfugii ca să evite moartea. Dar Iisus Hristos este acela care spune: Eu sunt, ce anume? Calea, adevărul și viața. Să-l putem, să-l continuăm, ca să continue ideea fratelui Dorin, un gând inspirat spune: pentru noi totul este să-l cunoaștem din experiență personală, individuală. Uh-huh. Deci este important și ce spun părinții, și ce spune prezbiterii, și ce spun pastorii, dar trebuie într-un mod personal, din experiența noastră cu Dumnezeu, să-l cunoaștem pe acest Dumnezeu atât de minunat încât s-a jertfit pentru fiecare dintre noi. Mulțumesc. Și un gând, și anume că ca să putem să-L cunoaștem cu adevărat, există o singură cale, da? Uh-huh. Acea cale pe unde a mers Domnul Iisus Hristos, trebuie să mergem și noi. Există un singur adevăr, da? Uh-huh. Și anume, adevărul este Domnul Iisus însuși, pentru că doar urmând o cale sigură și un adevăr sigur, vom putea avea parte de o viață veșnică sigură alături de Dumnezeu. Mulțumesc! Acum, așa cum am zis la început, Domnul Hristos a avut un comportament
să-i spunem noi, atipic în lumea păcatului. El a fost un comportament normal din punct de vedere al lui Dumnezeu. Dar noi oamenii l-am perceput ca nefiind, de aceea l-au și răstignit, că n-a fost pe placul omenirii. Acum Domnul Hristos ne arată calea și el spune că este adevărul și ne dă și un exemplu. Înainte de răstignire, mai cu seamă un joia mare sau joi seara, da? Domnul Hristos face un lucru. Haideți să vedem ce lucru face și care este semnificația pe care Domnul Hristos îl face. Poftim, Dorin. În primul rând, fiind ultimele evenimente dinaintea răstignirii, învierii și înălțării Mântuitorului, Mântuitorul se pregătește sau îi pregătește pe ucenici prin diferite metode, subiecte, abordări, dar una din abordările pe care a folosit-o Mântuitorul ca să înțeleagă ce fel de cale este, ce fel de adevăr este Mântuitorul, este actul umilinței. Ei au fost șocați, ei nu s-au așteptat ca însăși învățătorul lor, Mântuitorul, să ia un lighean și să le sfere picioarele. Deci, vorbim de cina cea de taină. Deci actul umilinței. Actul umilinței, dar în contextul cinei cea de taină. Exact. După aceea apare și cina cea de taină și în același context apare și câteva sfaturi pe care le-a dat. Dar care era obiceiul vremii? Oh, ca și obiceiul, obiceiul vremii era ca un sclav sau un slujitor să spele picioarele celor care erau invitați. Uh-huh. Dar vedem cu această ocazie Fiul lui Dumnezeu, El însuși, fiind stăpân, da, fiind stăpân asupra întregului univers, spală picioarele tuturor ucenicilor, uh-huh, chiar și a lui Iuda. Uh-huh. Chiar dacă știa că o să-l vândă. Ce vrea să ne înveți? E un lucru interesant, și anume că Domnul Iisus Hristos spală picioarele tuturor. Dacă ne uităm un pic la context, oamenii veneau de pe drumuri prăfuite, care erau încălțați cu sandale, spune sud și așa mai departe, da? Și El nu se sfiește să facă lucrul acesta. Ce îmi place la Domnul Iisus Hristos? Că niciodată nu cere cuiva ceva fără ca El prima dată să dea un exemplu. Da? Și studiul nostru ne transmite lecția că cei care au putere și care folosesc autoritatea bisericii, da? Trebuie să folosim autoritatea bisericii pentru slujire, da? Nu pentru mărirea de sine. Pentru că de cele mai multe ori, fără să ne dăm seama, putem să cădem în extrema cealaltă, da? Să ne mărim pe noi înșine și să uităm de ce am fost chemați ca și biserică. Noi am fost chemați ca și biserică pentru a putea sluji pe alții, da? Și a reoferi oamenilor un exemplu, așa cum a făcut Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc. Deci, în mod normal, unul dintre ei ar fi trebuit să spele picioarele. Nu? Nici de cum el. Și totuși el face lucrul acesta. Ei au rămas atât de impresionați și de uimiți de gestul Mântuitorului că chiar nu vroia Petru să spunea și ferească Dumnezeu să mă speli tu pe mine. Știți? Ei, acum Domnul Hristos le spune așa, după ce le face acest act, după ce le dă exemplu acesta, le spune așa: și dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, am făcut așa. Și voi sunteți datori să faceți. Datori să faceți. Și în contextul studiului, cum am interpretat? Aceasta este calea. Una. Nu? Sau o... Păi ai zis că e unică. E unică. Aceasta este calea. Calea umilinței. Uh-huh. Bun. Dacă mai e ceva de adăugat. Mi s-a părut un gând interesant din comentarii. Spune inspirația că Iisus dorea ca prin acest lucru să spele înstrăinarea, gelozia și mândria din inimile lor. Nu dorește. Spune că din acel moment fiecare putea să-i dea locul din tâi celuilalt. Până atunci știți că ei se cam înghesuiau la primul loc. În afară de Iuda, cu excepția lui Iuda nu era. Dar toți aceștia erau dispuși să cedeze locul din el. Dar mă gândesc cu privire la mândrie. Poate, eu știu, cineva ajunge într-o slujbă, eu știu, se pare mai importantă. Ajunge, eu știu, să facă o anumită facultate. Poate are o anumită sumă în cont mai mare. Sau, da? Prin acest gest, Domnul Hristos ne ajută să înțelegem cât de importantă este umilința. Să tratăm pe celălalt de lângă noi egal.
Domnul Hristos ne arată adevărata valoare a omului. Valoarea nu stă în ceea ce ai, ci stă în ceea ce ești. Ceea ce ești. Și ceea ce ești nu e ce spune lumea, ci ceea ce spune Dumnezeu să fii. Exact. Nu? Aș putea să folosi o imagine. Se spune că regina Angliei, la un moment dat, a făcut o afirmație, că în timpul vieții ei a avut doi premieri. Unul a arătat ce regină mare are, adică el întotdeauna pe locul 2 și toată cinstea, slava, o direcționa spre regină. Iar un altul, ce premier mare are Anglia. Și a spus cântărițele. Da. Domnul Hristos mai face încă o afirmație, care spuneam eu că este profundă și că n-au înțeles-o sau au înțeles-o greu. Spune că mă voi întoarce. Și întrebarea 2 spune că în ce context a spus Domnul Hristos aceste cuvinte că se va întoarce. Că dacă stăm bine și ne uităm în jurul nostru, sunt unii care spun nu mai. Nu mai cred în revenirea Domnului Hristos. Și ceea ce spune Domnul Hristos aici este adevăr? E certitudine? Sau o fi, n-o fi? Cum ați înțeles lucrul acesta? Poftim, Doi. Deci, afirmația vine în contextul în care Mântuitorul îi pregătea pentru evenimentele imediat următoare. Și ce care erau? Era răsignirea Mântuitorului, apoi învierea, și după înviere, Mântuitorul s-a arătat în diverse ocazii, dar nu a mai fost ca înainte să meargă cu ei pas la pas, prin pustiu, prin grădină, ci doar Scriptura ne arată că la final s-a strâns și l-au văzut când s-a ridicat la cer. Și acum era, se pare că ultimele ocazii, când era cu ucenicii, când le-a spus, le-a arătat cum trebuie să se comporte, a arătat actul umilinței, au servit cina împreună și le-a și spus că chiar dacă vor fi evenimente pe care ei nu le înțelegeau la data aceea, să știți un lucru, eu nu vă voi abandona. Mă voi întoarce. Mă voi întoarce. Ca întoarcerea aceasta să aibă loc atât pentru ei cât și pentru noi, Domnul Iisus Hristos, după ce a spus afirmația aceasta, a trebuit să ducă până la capăt pentru ce a venit pe pământul nostru. Da? Și ei atunci, ucenicii, nu au înțeles de fapt moartea Domnului Iisus Hristos, abia după aceea au înțeles-o, dar mă gândesc, dacă Domnul Iisus Hristos a făcut partea cea mai grea, am putea spune, da? Și s-a dat ca jertfă pentru fiecare dintre noi, cu siguranță promisiunea asta se va împlini foarte, foarte, va fi foarte adevărată, pentru că El, dacă nu a dat în spate, am putea spune, la un lucru greu, da? Să-și dea viața pentru noi, cu atât mai mult va veni și ne va lua acasă ca un, nu știu cum, ca un mire care vine să-și ia mireasa, da? Adică partea grea a fost făcută. Partea grea. Prețul a fost plătit. Exact, exact. Nu? Acum este partea cea mai ușoară, pe care noi de multe ori nu o credem. Dar Domnul Hristos, în contextul în care studiem noi studiul și ceea ce ne transmite Ioan, calea, adevărul, la El nu este îndoială că o fi, n-o fi. El a zis, mă voi întoarce. Nu? Ce înseamnă acest mă voi întoarce? Cât este de real? O certitudine incontestabilă. Cum apare și în cadrul studiului, cu siguranță mă voi întoarce. Sau cu siguranță voi veni. Și este afirmată în contextul în care urmau să fie tulburați, să fie împrăștiați. De aceea Mântuitorul începe cu expresia să nu vi se tulbure inima, ci aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. De aceea eu am zis la început, după ce am făcut studiul acesta, vă zic, adevărul e atât de profund. Oamenii ucenicii n-au înțeles. Și noi astăzi înțelegem greu anumite lucruri. Trebuie să aprofundezi cuvântul, să-l studiezi cu rugăciune, ca să poți să înțelegi. Deci urma să fie bătut, batjocorit, umilit,
răstignit în cele din urmă, da? Înmormântat, îngropat. Și el spune, ce mă voi întoarce, înainte să fie toate acestea, ce mă voi întoarce. Și să nu vi se tulbure inima. Și ucenicii, și să nu se tulbure, că după ce a fost înmormântat, nu-i mai găsai pe niciunul. Noi trăgeam nădejde că, da, dar iată că este a treia zi, spuneau doi ucenici care mergeau pe cale spre Emaus. Domnul Hristos cu certitudine spune, ce mă voi întoarce. Și mai e o problemă. Cuvintele Mântuitorului nu că sunt adevărate, ci El însuși este adevărul. Și ceea ce spune, El are și putere să aducă la îndeplinire. El nu depinde de vremuri și de împrejurări. Corect. Mulțumesc. Și acum mă gândesc pentru noi, generația de astăzi. Trăim într-un timp când tot ce este sfânt este contestat, când Biblia poate de multe ori este pusă la colț și cuvântul lui Dumnezeu. Mulți spun că de când a spus că va veni și nu a venit. Îmi place foarte mult subtitlul acesta că spune cu siguranță mă voi întoarce. Adică poate sunt mulți dintre noi astăzi pentru care poate sunt dezamăgiți, sunt descurajați. Oare se mai întoarce Dumnezeu? Toate promisiunile care le-a făcut Dumnezeu de-a lungul timpului s-au împlinit cu exactitate. Și lucrul acesta ne dă o siguranță că ceea ce a spus El se va împlini. De aceea niciodată în mintea noastră nu trebuie să existe acest gând că oare se va mai întoarce. Cu siguranță Domnul Iisus Hristos se va mai întoarce. Important este dacă eu sau tu ești cel care să-L așteptăm. Și mai este un lucru care spune Domnul. Și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Adică dacă s-ar fi întors și atât, parcă n-ar fi fost mare lucru. Dar ci vă voi lua cu mine. Aceasta este o promisiune pe care o transmite fiecare dintre acei prezenți atunci și nouă astăzi, cei care cred vor fi împreună cu Domnul. Mă gândesc la această făgăduință din Ioan 14. Este una din cele mai mari făgăduințe din Biblie. El pregătește locuri fiecare dintre noi. Ne gândim la timpul când vom fi cu El, acolo, așa cum spune, El ne pregătește locuri, dar în același timp, spune inspirația, noi trebuie să ne pregătim caractere asemănătoare celui ceresc. Și mă gândesc că dacă El ne pregătește locuri, noi ne pregătim caractere, ce frumos va fi atunci când El va pune capăt suferinței, durerii, morții, durerii. Dar până atunci, îmi place și cum începe versetul 1, să nu vi se tulbure inima. E posibil, poate și contextul acesta în zilele noastre, politic, incertitudine, inima noastră să fie tulburată. Îi spune să nu vi se tulburele, să lăsăm pe Dumnezeu, El este la cârma tuturor lucrurilor. Adică lucrurile sunt sub controlul Lui, exact. Nu sunt sub controlul nostru. Mulțumesc. Facem un pas mai în față. Și apare aici un subtitlu, Eu sunt calea, adevărul și viața. Și Toma pune o întrebare cu privire la lucrul acesta. Domnul spune că se duce și Toma spune, dar ce nu știm unde te duci? Ce spune-ne unde te duci? Și el spune, ce știm, știi și calea, știi și asta? Ce vrea să transmită Domnul Hristos prin aceste afirmații? Din Ioan 14:5-6, Ioan 14:7-11, dacă pentru oameni a aduce la îndeplinire o promisiune, au nevoie de diverse pârghii. La Dumnezeu nu este așa ceva. La Mântuitorul nu există așa ceva. El este sursa, El este, cum a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Și atenție, aceste afirmații au fost făcute înainte de a se derula actul ispășirii, înainte de cruce. Cât har din partea lui Dumnezeu îi pregătea ca să poată să treacă cu bine peste acest eveniment care era dramatic pentru ei. Era neașteptat, era crea confuzie în mintea lor. Și Mântuitorul înainte le spune, le face și promisiunea, după aceea le dă și asigurarea. Eu pot să fac lucrul ăsta, deși nu le spune în cuvinte, pentru că nu depinde de nimeni, e în mâna mea, eu sunt cel care sunt sursa. Eu nu depind de o altă sursă. Eu sunt calea, adevărul și viața. Mulțumesc. Aș mai completa și anume, Eu sunt calea. Domnul Iisus Hristos face legătura între El, da, și Tatăl, și anume îl tălmăcește pe Tatăl lumii. Lumea îl poate să-l perceapă pe Tatăl prin lucrările pe care El le face și prin tot ce El face.
El prezintă lumii, unei lumi căzute, pe un Dumnezeu care cei din Vechiul Testament, așa după cum știm, îl percepeau sau aveau o anumită impresie despre el, da? Și Domnul Iisus Hristos vine și caută să le explice oamenilor că, de fapt, Dumnezeu este iubire, Dumnezeu e cel care caută omul păcătos și caută salvarea omului păcătos. Avea un gând de adăugat. În mintea multora creștini din ziua de astăzi apare distinția între Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. O ierarhie. Cumva Mântuitorul ierarhizează dumnezeirea și spune că Tatăl e mai mare, eu sunt mai mic și vă trimit pe Duhul Sfânt care e mai mic, sau cumva îi spune lui Toma, care întreabă, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Filip întreabă lucrul ăsta. Deci, Mântuitorul cate să arate că toată puterea e în mâna lui. El este Dumnezeu, el este egal cu Tatăl, el este una cu Tatăl. Nu este o diferență între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Este doar pentru percepția noastră umană, ca să înțelegem cât de cât am, să zicem așa, am ierarhizat Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Dar Mântuitorul pune egal și el spune că el este una cu Tatăl. Și Domnul Hristos, atât timp cât a fost pe pământ ca om, s-a raportat la Dumnezeu Tatăl ca unul superior. Sigur. Dar a fost o chestiune care el spune, ce m-am dezbrăcat, am dat la o parte. Sigur. Aici cât a fost pe pământ, De aceea nouă de multe ori se pare că este o ierarhizare între ei. Dar, așa cum spunea Cristi mai înainte, ideea era că în Vechiul Testament Dumnezeu era înțeles și perceput ca unul puternic, unul mare, unul care dă foc din cer, care, știți? Și în contextul ăsta Filip spune, ce arată-ne pe Tatăl? Și tu ești așa cum ești, ne place de tine. Dar da, Tatăl oare cum este? Parcă altfel știam noi de la învățătorii noștri. Și atunci Domnul Hristos spune, ce mai văzut de atâta vreme sunt cu voi? Ce eu și Tatăl una suntem. Cum sunt eu? Adică lucrările care le fac eu, comportamentul care l-am eu, atitudinea care am în față de păcătoși, oare și Tata? Deci noi împreună lucrăm pentru salvarea voastră. Nu? Cu alte cuvinte. Vasile, vrei spre ceva? Da. Spune inspirația că nu sunt mai multe căi spre cer, nu se poate ca fiecare să-și aleagă drumul său. Deci nu fiecare cu drumul său, cu calea sa. În urma păcatului s-a produs o despărțire între om și Dumnezeu. Și Domnul Hristos este ca un pod peste această prăpastie. De aceea spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci este singurul drum care singurul duce drum la viața veșnică, la mântuire sau la Tatăl. Nu? Indiferent cum vrem să o spunem. Nu? Poftiți, dacă mai e vreun gând sau vreo idee care merită adăugat. Haideți să mergem mai departe. Spune că eu sunt adevărul, spune Domnul Hristos. Cum leagă Ioan direct de Iisus conceptul de adevăr? Poftim, Dorin. Ioan, de fapt, de la început, cum a venit pe pământ, a spus și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Adică el este adevăr și toată viața Mântuitorului a fost un adevăr. El în gura lui nu s-a găsit minciună, nu. El este natura lui, adevărul. Și apoi vine cu o mulțime de argumente care ne arată că este natura lui Dumnezeu adevărul. De aceea, la un moment dat, spunea că adevărul pentru cei care îl adoptă sau și îl asimilează prin relația cu Dumnezeu, adevărul îi scutește, îi face slobozi. Ba încă, pare mi se că în studiu care s-a consumat, adevărul îi face ca să nu mai fie judecați. Da, da. Deci, odată ce ai trecut de partea lui Dumnezeu, dacă îmbrățișezi adevărul. Da, ești de partea lui Dumnezeu, te asemeni cu Dumnezeu și nu mai ești judecat. Ești fiul de Dumnezeu. Dumnezeu, de fapt, judecă pe cei care l-au respins pe El. Dacă tu l-ai acceptat pe El... Știți, mă gândeam la situația aceasta a poporului evreu,
cu toate că a fost poporul ales de Dumnezeu, cu toate că aveau scripturile la timpul acela pentru ei, avea revelația lui Dumnezeu, ei totuși pe Domnul Hristos l-au contestat. Și Ioan, în prima parte a Evangheliei sale, ne spune ce spun alții despre Iisus, ce spun ucenicii despre Iisus, ce spune Tatăl despre Iisus. Ei, în zona aceasta unde suntem acum, Domnul Hristos mărturisește El despre El. Știți? Și dorința aceasta, care am spus, cea mai mare nevoie, cea mai mare dorință a omenirii de a ajunge la mântuire, de a ajunge la viața veșnică. Ei doreau să ajungă să-L cunoască pe Tatăl. Vreau să fie în prezența lui Dumnezeu. Dar vreau pe alte căi. Altfel, în altfel. Și Domnul Hristos spune, nu, eu sunt. Nu este altă cale. Poftim, Dorin. De multe ori, oamenii au dat dovadă că nici nu știu unde merg. Corect. Ei, spunea Mântuitorul despre o cetate mare, cu 120.000 de locuitori, care... Nu știu să deosebească stânga de dreapta. Sigur, cam asta este situația omenirii. Noi zicem că ei doreau viața. De multe ori, nu știu... Cum să o caute, nu? Nici nu știu cum să o caute, nici nu simt nevoia să o... S-au depărtat într-atât de mult de Dumnezeu. Doi, când a venit Mântuitorul, nu numai că l-au contestat, dar l-au și răstignit. Deci, Ioan a scris Evanghelia, după Ioan, cam la circa 60 de ani după evenimentul răstignirii. Când deja a început să totuși Evanghelia să răspândise în societate. Și în mod deosebit, argumentele lui Ioan este ca să-l evidențieze, pentru că se împrăștiase, se încreștinase o bună parte din lumea cunoscută la data aceea, și diavolul, furios, a început să vină cu fel de fel de contraargumente, că de fapt, fie că n-a existat Mântuitorul, fie că mai e și altă soluție. E o scenare, este... De aceea el vine cu atâta afecțiune și îl prezintă că de fapt este Creatorul. La început a fost Cuvântul și Cuvântul a fost cu Dumnezeu și Cuvântul este Dumnezeu. Când începe Evanghelia, și încetul cu încet vine cu argumente cum că cei din timpul Domnului Hristos l-au identificat, l-au acceptat ca Dumnezeu, deși unii, oamenii, majoritatea, nu l-au acceptat, ci l-au răstignit. Mulțumesc. Poate, Vasile. Iisus nu este doar întruchiparea adevărului, El este adevărul. În gândul studiului școlii sabat. Foarte adevărat acest lucru, da? Apoi Hristos este un izvor inepuizabil de adevăr. Hristos este, Domnul Iisus este un izvor inepuizabil de adevăr. Și aș accentua aici pericolul de a ne încrede în anumite persoane. Știți că sunt unii oameni care spune, m-am crezut în anumite frați și am fost dezamăgit. Dar nu El este adevărul. E bine să avem încredere unii în alții. Foarte bine. Foarte bine. Dar nu El este adevărul. Corect. El este izvorul inepuizabil al adevărului. Deci contează la cine ne raportăm ca și adevăr. Dacă oamenii pot dezamăgi, exact. El nu poate dezamăgi. Deci este adevărul. Este adevărul. Izvorul inepuizabil. De-a lungul timpului, întotdeauna au fost doi poli. Adevărul care întruchipează persoana Domnului Iisus Hristos, minciuna care întruchipează pe diavol. Se face referire lumină sau întuneric și așa mai departe. Astăzi, oamenii se bazează pe tradiții, pe concepții omenești, pe tot ceea ce prezintă lumea aceasta. Nu ai cum să afli adevărul dacă te bazezi pe ceea ce face omul. Doar dacă vrei cu adevărat să poți să fii un om schimbat, pentru că adevărul întotdeauna schimbă pe om, schimbă viața omului. Dacă vrem cu adevărat să fim schimbați, e nevoie ca să apelăm la cel care este sursa adevărului. Corect. Nu putem să ne bazăm pe ceea ce spune tradiția, pe ceea ce spune, nu știu, tot felul de oameni ilustri acestei lumi și să mergem pe ceea ce spune Dumnezeu. Pentru că întotdeauna adevărul cere omului să facă anumite schimbări în viața lui. Adevărul, atunci când apelezi la adevăr, adevărul ți arată unde și cum stai. Problema este că și dacă vrei și dacă te întâlnești cu adevărul, nu poți pleca la fel. Nu? Dacă te întâlnești cu el, nu poți pleca la fel.
Dacă vreți să mă amintiți ceva la... Eu sunt adevărul. Haideți, poftim așa. Un gând din subîmpărțire demn de subliniat. Prin Iisus adevărul putem interpreta în mod corect lumea din jurul nostru. Un gând foarte frumos acesta. Prin adică... Domnul Iisus putem interpreta în mod corect ceea ce se întâmplă și evenimentele care sunt, da, mai raportându-ne la El, putem să interpretăm corect acestea. Pentru că El este adevărul. Deci, cu alte cuvinte, o percepție corectă asupra lumii, exact, o ai numai cunoscându-L pe Iisus. Pentru că este adevărul. Da. Bun. Haideți să vedem acum o altă idee. Scripturile și adevărul. Ce legătură are Scriptura cu adevărul? Întrebarea nonsens, nu? Parcă ar părea. Nu, e nonsens. Esențial, spune. Esențial. Așa. Bun. Ce le transmite, ce le spune Domnul Hristos iudeilor? Mântuitorul le-a transmis atât ucenicilor, cât și societății în care era, că El este calea, El este adevărul și viața. Și le-a spus-o pe față, le-a spus-o deslușit. Acum, spre final, evanghelistul caută să sublinieze că, de fapt, și scripturile arătau că El este adevărul. Și acum noi îl credem pe Mântuitorul, pentru că este adevărul, dar dacă cercetăm scripturile, pe cine îl indică? Sau pe cine îl reliefiază? Pe cine ne-l arată? Ca fiind cel care ne va salva, cel care ne-a creat, cel care ne răscumpără, cel care ne susține. Cine este? Iisus. Tot pe El. Deci, însuși, scripturile îl evidențiază, îl ridică, îl reliefiază pe Mântuitorul ca fiind calea, adevărul și viața. Știi, Dorin, mă gândeam la un aspect în privința asta când am făcut studiu, când am studiat studiul ăsta. Și mă gândeam la ideea că când Domnul Hristos spunea aceste adevăruri, ei nu înțelegeau. Chiar Ioan era acolo, dar nu a înțeles. Este adevărat. Iar Iisus a spus lucrul acesta cu certitudine. Acum vedem după ani de zile când Ioan se apropie mai mult de Iisus și caută să înțeleagă și îl admiră. Știți? După ani și ani de zile transmite societății din timpul lui și nouă astăzi aceeași chestiune care a transmis-o Domnul Hristos despre El. Știți? Mai e o problemă. Deci mărturii de după care spune, nu, domnule, la El te duci, pe El îl cauți. Poftim. Și mai e o problemă. După cum am spus-o anterior, în timpul când a scris Evanghelia după Ioan, apăruse mulți lupi răpitori introduși în biserică, care îl contestau pe Mântuitorul. Interesant, scripturile le acceptau. Scripturile nu le contesta nici societatea iudaică din timpul Mântuitorului și nici după aceea. Și acum Ioan vine cu argumentul forte. Dar uitați, întreaga scriptură indică, arată spre El. Îl identifică că El este adevărul. Și le mai spune ceva Ioan. Cerceta scripturile, pentru că socotiți că în ele descoperiți ce? Viața veșnică. Dar ele mărturisesc despre mine. Iar voi nu mă primiți. Sunt cuvintele Mântuitorului. Hristos, da, cuvintele Mântuitorului și sunt un pic ironic puse aici. Mântuitorul vrea să spune, voi uitați-vă la mine, eu sunt în mijlocul vostru. Voi cerceta scripturile, crezând că în ele aveți viață veșnică, dar viața veșnică nu vine cercetând scripturile, ci sunt, aș face o paranteză, sunt foarte mulți teologi în zilele din... Noastre. În zilele din urmă și în zilele noastre. Atenție, sunt teologi de talie înaltă, dar care nu cred în Dumnezeu. Deci a cerceta scripturile nu înseamnă a avea viața veșnică. Viața veșnică este doar relația cu Dumnezeu, este de la Dumnezeu. El este sursa, El este calea, adevărul și viața. Deci o studiere a scripturii cu o inimă curată și sinceră, da, ne conduce la Hristos. Sigur. Nu ne conduce la necredință. Nu? Ziceai tu că sunt teologi care nu cred. Da. Cercetează, nu cred. Nu, am vrut să spun că Mântuitorul i-a cam mustrat un pic. Voi cercetați scripturile, corect, crezând că în ele aveți viața veșnică. Da. Dar scripturile vă mărturisesc despre mine, mă indică pe mine. Da. Voi trebuie să mă căutați pe mine în scripturi, nu să căutați o altă cale. O altă cale. Nu există o altă cale. Corect.
E foarte important atunci când studiem Scripturile, cu ce scop studiem Scripturile. Pentru că de multe ori putem să studiem Scripturile ca să nu mă văd pe mine acolo, de fapt, da? Ca să-l văd pe fratele, pe X, pe Y și așa mai departe. Îmi place la Domnul Iisus un lucru, și anume că Domnul Iisus Hristos caută să le îndrepte atenția încă din vechime, pentru că spune textul ce a început de la Moise și la toți prorocii și a început să le spună, da? Să le tâlcuiască, ca ei să înțeleagă de fapt cine este El. Și spune acolo, dacă pe Moise nu l-ați crezut, da? Cum ați să mă credeți pe mine? E foarte important, mă gândesc noi, că astăzi, atunci când studiem Scripturile, cu ce scop studiem Cuvântul lui Dumnezeu? Da? Pentru că una este să studiezi prima dată Scriptura și să te întâlnești cu Cuvântul lui Dumnezeu, și alta este să ai 5 ani, 10 ani, 20 de ani de credință și totuși, citind Scriptura, în viața ta să nu se producă nicio schimbare. Pentru că, așa după cum am învățat, noi citim, dar nu e totul numai să citești, ci totul este să te lași transformat de ceea ce și citești. Ceea ce spunea Petru în ziua cinzecimii, în predica sa, trebuia să se împlinească Scriptura. Sau cum și Domnul Hristos spunea, stă scris. Mă gândesc, noi, în discuțiile cu oamenii, mai apelăm la trebuia să se împlinească sau trebuie să se împlinească Scriptura. Da. Nu poți să spui altora atâta timp cât tu nu știi ceea ce spune Scriptura. Da? Le-am observat în momentul când spui aceasta oamenilor, trebuie să se împlinească, pentru că Scriptura zice, văd alt fel de autoritate în Scriptură. Uh-huh. De ce? Pentru că este adevărul. Adevărul, Scripturile și adevărul. Tot ce a fost scris în Scripturi este adevăr. Mă gândesc la profețiile care au fost făcute privind la Domnul, sute de profeții care s-au împlinit exactitate. Apoi profeția 2300 de ani. Da? Unde o vedem? În Scripturi, da? Și s-a împlinit. De ce? Pentru că este adevărul. Este glasul lui Dumnezeu. Aș mai avea o ultimă întrebare pentru studiul acesta. Domnul Hristos, cum se raportează la Scriptură? Adică sunt oameni care spune, domnule, de aici încolo, Iisus e toată treaba. Nu? Cum se raportează Domnul Iisus la Scriptură? Mai avem adică mai e nevoie de Scriptură sau nu mai e? Poftim, Dorin. Care s-au apucat să cerceteze Scriptura pentru a combate. Uh-huh. Și prin harul lui Dumnezeu au fost schimbați și l-au descoperit pe Dumnezeu în Scriptură. Dar sunt cazuri mai rare. Și noi să căutăm să îl descoperim pe Dumnezeu în Scriptură. Pentru că însuși Mântuitorul a spus că Scriptura vorbește despre El. Deci, la fel cum se raportează Mântuitorul la Scriptură. Domnul Hristos nu anulă Scriptura. El indică că Scriptura îl arată și îl identifică pe El. Iisus Hristos nu anulă Scriptura. Nu, nu. Nu. Chiar spune textul ce a început de la Moise. Și la... Nu, dacă ar fi să parafrazăm din nou textul, cercetați Scripturile, nu pentru că să godiți că în ele aveți viață veșnică, ci pentru că ele mărturisesc despre mine. Corect. Corect. Și iar voi nu vreți să veniți la mine. Asta e atitudinea umană. Nu. Bun. Deci Scriptura este singura autoritate în domeniul de credință. Deci nu avem altă autoritate. Scriptura este aceea care ne conduce la Iisus Hristos. Numai că noi ar trebui să studiem lucrul acesta cu o inimă deschisă și curată, sinceră. Nu? În Scriptură descoperim pe Iisus Hristos, descoperim calea, descoperim adevărul și descoperim viața veșnică pe care El ne oferă. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, să ne dea Dumnezeu înțelepciune și putere și să căutăm să îl înțelegem și ceea ce înțelegem să punem și în practica de zi cu zi. Mulțumesc pentru că ați fost împreună cu mine în locul acesta. Și Domnul să ne ajute pe toți și cei care ne ascultă să căutăm să facem voia Lui. La revedere!